Este. Este foarte importantă. Dar este importantă când poți să o faci. Că poți să fii în starea în care ești cam leguminos. Și nu poți să o faci. Deci, ne referim la ce poți să faci. Dacă poți să faci, să faci. Eu, de exemplu, acum fac cam câțiva kilometri pe zi. Tu știi, așa e. Fac câțiva kilometri pe zi, câțiva kilometri până în 10. Așa, până în 10, peste 10, depinde dacă e vremea frumoasă și dacă nu sunt foarte obosită, așa, eu de acasă. Dacă merg, nu mai sunt obosită. Și nici nu vă spun pe unde noi am. Și nici nu vă spun și pe vremea când n-aveam voie să mergem. Mă întâlneam cu poliția. La un moment dat ajunsesem să ne cam cunoaștem cu unii dintre ei. Așa și iar mă întâlneam și dați-mi legitimația. Păi v-am spus și aseară. Legitimația. Bă, executat. Uite, asta e. Și aseară era tot asta. Deci... să vină la conferințe. Într-o seară veneam de la Brâncoveni sau veneam de la sau la Brâncoveni și aduceam niște cărți. Și aveam vreo 6-7 cărți, care fiecare, cred că avea spre un kilogram și de la mine de acasă până aici, vreo 2,5 km. Și nu era chiar simplu așa. Și trăgeam de cărțile alea așa și era o polițistă. Și nu mai aveam masca. Era cu masca obligatorie. Și nu mai aveam masca și zice, n-aveți masca. Păi, Doamne, nu mai am respir, nu mai am aer. Din asta aveți aer? Eu nu mai am. Uite, carpa astea. Păi, de ce ați plecat? Da. De ce ați plecat cu ele? Pentru că sunt ale mele. Și n-am putut să le las acasă. Deci, se întâmplă. Deci nu trebuie să vă puneți nici rău, adică trebuie să o dați pe undeva, să vă scoateți drumul până la urmă. Că și ala săracul nu o fi fericit că la ora aia din noapte e pe acolo. Că era vreo 11 noaptea, nu știu cât era. Eu m-am gândit că la ora aia mai e nimeni. Pentru că eu umblu așa. De fericire nu mi s-a întâmplat nimic. Așa, dar eu umblu așa. Că ăia răi nu umblă pe la ora asta. Aia se curcă la ora asta. Da. Nu știu dacă v-am răspuns la întrebare. Da? Zi? Și la apă la fel. Și la apă la fel. Când iei paharul de apă în mână, ține-l și atunci spune o rugăciune și este... O să fie altceva. Și hai să faci de seamă. Și pe copii să-i învățați. Și pe copii să-i învățați să spună rugăciune și la masă, să spuneți rugăciunea toți. Este foarte important să spuneți rugăciunea toți și dacă sunteți mai mulți, puteți să vă țineți de mâini, să închideți masa, știți așa. Este foarte important. Nici nu aveți habar ce se întâmplă. Nici nu înțelegem ce se întâmplă. Este fantastic. Deci dacă noi am avea puterea să... Puterea avem, dar nu avem scule. N-ar fi mare lucru să iei ceva să măsoare. Vladimir Poponin, Angelina Mayakovskaya și alți cercetători de la Institutul Bechterev din Moscova au verificat toate lucrurile astea pe care vi le-am spus despre apă, despre ținutul de mână, despre rugăciunea și îi găsiți pe internet, să știți, cercetătorii ruși cu referire la rugăciune, îi găsiți. Și o să vedeți ce spun ei, oameni, cercetători, fizicieni. Deci prima mână a lumii, să zicem așa, în cercetare. Fizicieni. Deci să faceți lucrurile astea, de-aia vă spun și în biserică, ținutul de mână, este foarte important. Foarte. Da, altceva? Zi. Așa zisele mijloace de comunicare, Facebook, Instagram, Twitter, să nască un soi de depresie? Da. Și cum pot afecta? Să nu le deschizi. Ce? Ce? Bunica ta asta cu Facebook-ul și cu Instagram? Deci, eu de exemplu, nu am chestia asta.
Mai am WhatsApp pe care bărbatul meu când zice WhatsApp, așa zice cu l-aș omorâ și pe ăsta. Și zice, de la tine am cele mai multe mesaje. De la mine. Dar eu când prind un mesaj de ăsta care îmi place, care schimbă, care face, îl trimit și lui. Și el nu mai citește, el șterge. Zice, gata, așa că cu rostul. Fericitări mai aveți? Cum? Fericitări mai aveți? Fericitări. A, felicitări, da, da, da. Să-i pun, să-i pun o, da, să-i pun o felicitare în supern. Dumnezeu ne-a făcut foarte bun, dar diferiți. Așa e. Trebuie să mai faci, vreau să faci un gest extraordinar. Nu l-a plicit pe următorul. Da, asta e. Și mire de partea noastră. Da, păi da, pentru că ei și-au știut sufletul. Deci ei și-au știut sufletul, săracii de ei. Ce mai impresionant a fost că măcar unul n-a fost altfel. Adică măcar unul n-a fost fericit că a primit felicitarea de la mine. Unul. Din 20 și, nu știu, 2, 3. Erau toți într-o scară. Erau toți pe scară, dar erau pe același nivel energetic. Să știi că și asta se întâmplă. Să știi că dacă e unul bun sau unul rău pe scară, influențează în bine sau în rău pe ceilalți. Absolut. Ne-am mutat, da, că ne-am cumpărat casă. Ne-am cumpărat casă. Avem o casă mare. Abia avem noi loc în ea. Minunat e. E minunat. E tot ce se întâmplă în viață este minunat. Dacă te uiți în spate, este minunat. Sorina este aici. Lași capul jos, să nu te ridici. Și ea zice că nu, dar eu zic că da. Am avut o discuție cu ea pentru lucrarea de diplomă la un moment dat. Așa zic, așa țin eu minte. Și nu a fost să fie. Și pentru că am fost atunci foarte pretențios. Așa, poate ea nu m-a simțit așa și o fi găsit altă soluție, dar eu așa știu că am fost. Și ce așa acum iertare public. Și a dispărut din viața mea. Mulți ani. Mulți ani a dispărut. Nu mai știam telefonul ei sau nu răspundea, schimbase telefonul, nu mai știu. Nu știam unde stă, nu știam unde să o caut. Ani de zile. Și m-am rugat la Dumnezeu, Doamne, scoate-mă în cale să-i spun că eu am greșit atunci. Și într-o zi eram la o întâlnire undeva la restaurant, zic unde, restaurantul la Ibis. Nu la Ibis. Nu, nu la Ibis, era acolo la Macedon. Cu domnul Ovidiu Bojor eram? Probabil. Așa eu parcă știu că eram acolo lângă pe Marul Mării, la, mă rog. E bine cum ai zis tu, memoria mea. Neuronul meu este probabil așa. Și vine Cătălina Rodencu, o altă fostă studentă de-a mea. Mi-au culunat toți studenții pe care am avut la lucrare de diplomă. Mi-au culunat și sunt sufletele. Sunt suflete din sufletul meu. Sufletul lor este permanent. Eu sunt permanent cu ei în sufletul meu. Și la rugăciune și peste tot. Ei nu știu și sunt aici, dar nu aud. Așa. Și unii dintre ei sunt. Și vine Cătălina și îmi spune, Nașa, este Sorin aici? Zic, cum? Haideți că este Sorin aici. Cătălina știa, nu știa suflet, nu știa durerea din sufletul meu. Mereu întrebam. Atâta bucurie mi-a făcut întâlnirea cu ea, câtă bucurie n-am avut înainte, când era studentă și după ce era o perioadă. Atâta bucurie mi-a făcut. Și o iubesc foarte mult, este un om foarte bun. Așa cum bucurie am avut la facultate în ultimii ani, s-o am pe lângă mine, pe doctorița Severin, care este lângă noi acum, și care este un om excepțional și care îi mulțumesc pentru că te-a tolerat și ea de la mine. Că acum sunt blând așa, dar nu sunt așa, sunt nesuferită rău de tot.
Da. Mai aveți vreo întrebare? Ziceți? Cum putem renunța la aceste excitante care ne favorizează depresia, ca virgulă cafeaua sau consumat în mod excesiv? Și nu mai spun de alcool sau de fumat, care... Deci aici suntem eu voință. Dacă n-ai voință, n-ai putință. Și cum o putem dovedi voință? Cu rugăciune. Nu am altă soluție. Deci, pur și simplu, Dumnezeu îți dă putere. Nici nu vă închipuiți câte... Dom'le, numai gândiți-vă că suntem în stare să ne ridicăm din pat. De unde e la noi atâta putere? E putere! Dacă ai calculat ce se întâmplă în momentul ăla, câți mușchi se mișcă, câte oase se mișcă, câte... așa... Ai zice, nu, mai bine stau decât să se mai miște atâtea oase și atâtea mușchi. Stau acolo! Nu, putere! Putere înseamnă rugăciune. Rugăciune... Dai voință, iei putere. Dai voință, iei putere, adevărat. Da. Și nu uitați, liturgia, nu uitați mersul de omul care merge la Sfânta Liturghie se schimbă. Fără să știe și fără să vrea, fără să facă nimic altceva. Mergeți la Sfânta, spovediți-vă, împărtășiți-vă normal. Nu știm noi ce înseamnă foarte bine chestia asta, dar faceți-o. Faceți-o că e tradițional. Până când învățați ce este, faceți-o. Da. Faceți-o, că ei o făceau, o facem și noi. Și într-o zi o să vedeți de ce ați făcut. Altceva? Așa sunt numărați. Ziceți? Da. Ce înseamnă apă de calitate? Apă de calitate înseamnă, în primul rând, să nu fie infectată. Deci asta, dar nici n-am luat-o în discuție, ați văzut că n-am pomenit chestia asta. Deci de calitate înseamnă să aibă o încărcătură microbiologică bună. Dar pentru mine, în cadrul cursului, nu m-am gândit la soluție, la acest tip de apă, pentru că ea este, în general, o apă, în general și în particular, o apă bună. Noi avem în Dobrogea și România, avem o apă foarte bună și curată. Să fie mineralizată. Și apă mineralizată bună pentru tratamentul, dar și pentru, mai ales pentru prevenirea depresiei, trebuie să fie încărcată în magneziu, mai ales, adică să aibă o concentrație bună de magneziu, sigur că și toate celelalte elemente, dar magneziu este foarte important. Și avem vâlcele, avem o sursă de apă la vâlcele, așa că odată, de două ori pe săptămână, beți câte două, trei sticle de apă de vâlcele. Așa, și mai avem... Doamne! Mai avem o apă foarte... foarte perla harghite, este iar bună. Avem apă, vă uitați pe încărcătură. Să fie bine încărcată. Unde vedeți zero sau cifre mici, sau izvorul minunilor, este o apă, izvorul minunilor, parcă, nu? Da, să fie mineral sau plată. Puteți să poate fi și mineral. În momentul în care o desfaceți și o lăsați un pic, nu mai este mineral. Ce? E cu bioxid de carbon. Izvor minunilor care nu are deloc elemente minerale, este demineralizată. Și oamenii o beau. Nu. Beți apă mineralizată. Că avem nevoie de minerale în corpul nostru și din mâncare întotdeauna le luăm. Dar din apă le luăm. Și corpul nostru le face sub energia minții. Avem o alchimie întreagă în noi. Sub energia minții noi facem. Noi singuri ne preparăm calciu sau așa, din ceea ce mai mâncăm, din ceea ce se mai duce acolo, pe nivelul ăla energetic de preparare. Dar e bine să dăm corpului și gata, preparat. Dragă, aici cu apa alcalină n-am o experiență, așa că mă abțin să fac comentariu, pentru că dacă nu am o experiență, am una proastă, aș putea spune, când am băut o apă prea alcalină și că mi-a fost rău. Dar nu știu dacă mi-a fost rău de frică, dacă mi-a fost rău de la ea, sau dacă mi-a fost rău că și în ziua aia mi-aș face nu știu câți kilometri. A fost o coincidență probabil nefericită, dar eu mi-am băgat-o în cap. Și nici n-am chef să o scot. Am și o întrebare.
Ziceți. După ce se servim masa, după cât timp trebuie să bem apă? Cel puțin o jumătate de oră să stați. Cel puțin o jumătate de oră să stați. Beți apă cu o oră înainte de masă ca să spălați ce-i pe acolo, așa, și nu beți apă imediat. Dacă vă trebuie, și mai ales copiii trebuie să bea apă oricând. Am fost invitată la liceul Traian la un moment dat să țin o, așa, o conferință la școală despre mâncare, apă, nu mai știu ce. Dar eu am atins și apa. Și am spus ce vă spun de asta acum. Copiii trebuie să bea apă. Și erau o clasă, două, trei, nu știu câți erau adunați acolo. Și din toată toți s-au ridicat în picioare și au început să ridice mâinile și au început să sară. Și am nebunit, că nu știam ce să le fac, eram singură cu ei. Și am zis, Doamne, ce s-a întâmplat, ce-au făcut? Și au dat semnal unul la altul să mă boicoteze, sau ce e asta, ce s-a întâmplat? Și ei făceau și țipau și zic, Doamne, ce-am făcut? Și am luat pe unul care era mai mititel așa și mai stârcit așa de soartă și l-am luat mai lângă mine și zic, mamă, ce s-a întâmplat cu ei? Sunt fericiți că le-ați să bea apă, că părinții nu le dau apă la masă. Și ei boroseau ceva și eu nu înțelegeam că era un vuiet în clasă. Să mă duc acasă sau să fac școală cu părinții să le spun să le dea apă la masă. Deci copiii trebuie, nu că pot, trebuie să bea apă. Părinții nu au voie, adulții nu au voie, pentru că nu mai au aceeași digestie. Copiii au nevoie de apă, au altă digestie, copiii mai puțin acidă decât adultul. Adultul are digestie acidă, are pH acidă în stomac. Da, altceva? Apa de robinet, calcaroasă, spre exemplu. Eu beau și apă de robinet și v-am văzut ce să faceți. Că lumea zice clor, aoleu, ce de clor. E bine, clorul ăla imediat se cupează dacă pui o floare, o frunză de busuioc sau o felie de morcov sau ceva, imediat se cupează clorul ăla. Deci nu mai găsești clor. Beatrice, zic bine? Se mai găsește clor în ea? După ce plasă? Da, să rămână. Deci, după, dacă puneți ceva în apa pe care o beți, deci vă țineți apă. Eu am la bucătărie permanent un borcanel de, așa, de sticlă, în care țin apă și am când o frunză, când o bucată de morcov, când două semințe, când o chestie așa, pentru că ele atrag clorul. Clorul are un rost, să știți, are rostul de a opri bacteriile să fie în apă și tu să le bei. Și atunci tu poți, prin această metodă foarte simplă, să-l scoți. Și o să vezi că nici nu miroase clor. Dacă miroase. Dacă miroase, deja e o cantitate mare. Adică, în general, nu trebuie să miroase apă. Cantitatea trebuie să fie mică, aia care ajunge la noi. Nu știu dacă v-am răspuns la întrebare. Era vorba și de calca. Tot același lucru faceți. Deci, țineți-o cu ceva și lăsați-o să stea. Apa calcaroasă, sigur că, nu știu, noi în Constanța nu avem probleme, că aveți o fântână undeva. Sau unde? Apa de robinet. Este așa calcaroasă? Da. Da? Păi calcaroasă sunt minerale. La noi nu am băgat eu de seamă că e la mine. Deci eu n-am băgat de seamă că ar fi, stau în coici, eu n-am băgat de seamă că ar fi așa. Și vă spun că altă soluție nu este decât asta. Deci și o lăsați. O lăsați de seara până dimineața, bezi supernatantul, adică bezi prima parte ușor fără, că poate se lasă ceva. Nu știu ce să vă spun, nu am nicio experiență, nu pot să spun nici că e bine, nici că e rău. Nu am nicio experiență, nici cu apa alcalină decât aia ce v-am spus de Oleg și de starea mea atunci și altceva nu am. Eu sunt reticentă la lucrurile astea pe care le vând în general oameni care vând, care sunt interesați să vândă și eu sunt reticentă. Însă știu că aici la Brâncoveni aveau o chestie că de... Făceau ceva cu apa, nu mai știu ce făceau ei cu apa. Păi apa calcară, în care în unele dat-o domnul Pavel Chirilă, dar în cazul de tratarea unor bori. A unor bori, da. Dar legat de apă, spunea Sfântul Pavel că trebuie să fie să bea foarte mult aghiasmă. Așa. Spunea asta, că cel posăbesc asta ca, nu ca episcop, ci ca tot.
Dar întrebarea care doream să vă pun, de ce sensul spre stânga e sensul vieții și spre dreapta e sensul morții? Pentru că spre stânga este levogir și spre dreapta este dextrogir. Și sensul vieții este levogir și sensul morții este dextrogir. Altceva nu știu ce să vă spun. Și dacă se face... Spirala de ADN. Spirala de ADN, da. Da, așa ai dreptate. Uite, vezi ce gol era? Neuronul ăla al meu era plecat de acasă. Așa este. Spirala de ADN este spre stânga. Da. Ziceți? Întrebări cred că ar avea fiecare din sală, doamna doctor. Eu mă ridic pe atesta și dumneavoastră jos. Vă mulțumim pentru că v-ați, din timpul dumneavoastră foarte prețios, v-ați făcut timp să ne împărtășiți foarte multe cuvinte, așa legate și de știință și de credința cea adevărată. Că ne zic Sfinții Părinți, dacă nu avem credința cea adevărată și știința totodată, așa, suntem o pacoste și pentru noi și pentru cei din jur, să nu fie, să nu se întâmple, mai ales teologia fundamentală. Da, ce să vă apreciem. Vă mulțumim chiar cu dumneavoastră. Vă mulțumim. Eu vă mulțumesc că v-ați pierdut, sper că nu v-ați pierdut prea timpul. Așa, și mă bucur că ne-am întâlnit. Sper să fie atins câteva puncte care să fie de folos. Vă mulțumesc să fiți sănătoși, sărbători cu bine și aveți grijă la suflet. Aveți grijă la suflet. Și acum mă feresc să spun, să fie ca sufletul dumneavoastră. Mă feresc să spun. De atunci mă feresc să spun asta. Bine, sănătate cu nouă. Amin.